Când vine vorba de activitatea teatrală, în anul 1996, toate căminele culturale participante la zile s-au reunit și înființat Uniunea Teatrelor de Amatori ale Românilor din Voivodina, înregistrată la adresa Târg Slobode numărul 4, iar primul birou a fost acordat secretarului Uniunii, regretatului activist Sima Onciu. În prezent, spre marea bucurie a tuturor, după mai mulți ani, zilele dispun de o încăpere. Acum am trecut la o fază nouă, deci adunarea comunei Alii Bunari ne-a acordat în folosință pe 5 ani o încăpere la care vom plăti doar utilitățile și vom încerca ca zilele de teatru să dureze 12 luni. Izrazi obișnuiește că este texat. Cu regret pot să menționez faptul că după foarte mulți ani, zilele de teatru au primit încăperi. Având în vedere că activează din 1973, când s-au adresat pentru a primi încăperi, am rămas fără cuvinte. Spre marea noastră bucurie și a zilelor, am reușit să soluționăm această problemă. În semn de apreciere pentru eforturile depuse de-a lungul timpului, președintele României a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria D, arta spectacolului, manifestării, zilele de teatru ale românilor din Voivodina.